vrea să vă spun o fabulă. Fabula bulbului de crin. Un bulb de crin, mai inteligent decât alții, când la sfârșitul verii, grădinarul l-a scos din pământ și l-a pus într-o lădiță cu alți bulbi de crin, a început să întrebe: cine sunt eu? Un alt bulb de crin, mai inteligent ca el, i-a spus: dragul meu, te-a făcut un creator și te-a făcut o capodoperă. Te-a făcut cu scopul ca tu să devii cea mai frumoasă floare și cea mai parfumată floare. Rostul tău e să produci frumusețe și parfum. Ține cont, pentru aceasta existi, să produci frumusețe și parfum. Bulbul nostru de crin a rămas în cutia aceea multă vreme, meditând ce mare destin are el. Apoi, într-o zi, grădinarul l-a luat în mână, l-a dus în grădină, a săpat o groapă, l-a pus în groapa aceea, a turnat peste el gunoi de grajd și pământ și apă. Și bulbul de crin a fost indignat. De ce îi face așa ceva? Doar el e menit să fie frumusețe și parfum, nu să fie tratat cu bălegar. Și era tulburat, se simțea că e negat, că destinul lui a luat o razna. În cele din urmă, acolo în groapa aceea în pământ, într-o zi au venit niște raze de soare de sus, calde, plăcute. Și dintr-o dată bulba a început să se înfioare și a întins niște tentacole în jos și a simțit că din gunoiul acela poate să-și scoată sevă, viață. Și atunci a țâșnit în sus și a început să crească un lujer până a ieșit sub razele soarelui și a crescut și a crescut și a înflorit cea mai frumoasă dintre flori, cu cea mai frumoasă mireasmă dintre flori. Dintr-o dată crinul a început să spună: mi-am împlinit menirea. Uite cum vin și mă admiră oamenii. Uite cum vin și mă miros. Eu sunt floarea care răspândește frumusețe și parfum. Fabula. Noi suntem meniți să producem frumusețe și parfum. Numai că nu ni s-a atras atenția. Fii atent că înainte de a ajunge să-ți împlinești destinul, trebuie să treci printr-un fel de moarte, îngropat în pământ, cu gunoi turnat peste tine. Nu-i sfârșitul. Abia acolo e începutul. Acceptă modul în care te-a făcut Creatorul. Creatorul te-a făcut să produci frumusețe și parfum.
Și chiar dacă înainte de asta ești tratat cu dispreț, ești tratat cu duritate și se toarnă peste tine gunoi, nu dispera. Destinul tău e frumusețe și parfum. Așteaptă. Se va împlini. Fabula aceasta ne slujește drept introducere la o serie de meditații despre bunătate, despre frumusețe, despre parfum, despre slavă. Și vom vedea cum toate acestea sunt destinul tău. Nu dispera, așteaptă, încrede-te în Creatorul tău și caută să-L cunoști. Cunoscându-L, vei începe să-ți împlinești destinul, care-i bunătate, frumusețe, slavă. Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea și răbdarea să-ți împlinești destinul.